Steaua București a obținut a doua victorie la rând în Liga a doua și rămâne în fruntea clasamentului. Pentru roșalbaștri au marcat Remus Chipirliu și Robert Neacșu. Toate golurile meciului cu Dunărea Călăraș au fost înscrise în repriza a doua. Iată două victorii, pare că v-ați revenit după acele rezultate cu Dej și acasă cu Schellenberg. Da, este adevărat. A doua victorie consecutivă. Ne bucură foarte mult că am reușit să legăm două victorii la rând. Acum este pauză competițională și avem timp să pregătim următorul meci timp de 2 săptămâni jumătate, 3 săptămâni. După reușitele de astăzi, Remus Chipirliu a ajuns la 7 goluri în acest campionat. O dublă astăzi, a arătat o formă foarte bună de joc. Au dispărut acele dureri la gleznă? Mă simt bine. În primul rând, mă bucur că am reușit să câștigăm, că era foarte important această victorie pentru noi. Fără suporterii din peluză, cum e? Îmi pare rău că nu au venit astăzi la meci. Cu ei în spate este mult mai ușor. Le-am dus lipsa și astăzi. Sper încă de meciul viitor să revină alături de noi. După cele două goluri de la meciul de inaugurare, a venit și primul gol într-un meci oficial. Da, este primul meci aici în care am reușit să marchez. Mă bucur, sunt foarte fericit. Am reușit să câștigăm. Asta e cel mai important. Nu contează cine marchează, suntem o familie, o echipă unită și trebuie să câștigăm. Asta ne dorim la fiecare meci. Așa ar trebui să arate tabela la fiecare meci pe care îl jucați acasă? Vă dați seama, este important să marcăm, să marcheze cât mai mulți din jucători, să aibă moral ridicat, pentru că să urmeze și partide mai dificile cu echipele de sus din clasa mea și avem nevoie de puncte, fiecare punct contează și mai ales acasă e important să nu pierdem niciun punct. Cum e concurența acolo, banda stângă? Concurența există pe fiecare post și în banda stângă, și în mijloc, și în atac. Suntem o echipă destul de apropiată valoric și fiecare trebuie să dea tot ce poate atunci când intră ca să câștige echipa.